Salutare tuturor și bine v-am găsit în această după-amiază în bucătăria lui Cristian. Bineînțeles, să voi pregăti singur, voi găti singur, și cum nu este lângă mine, voi pregăti o porție de spaghete al olio peperoncino. Este o rețetă din Roma. Cei din Roma, la restaurant, pentru cei care fac, o pregătesc mai mult vara, pentru că este nevoie doar de 3 ingrediente, care se face în maximum 20 de minute. Rețetă foarte gustoasă. Celor care le place să mănânce picant, ușor de pregătit și de savurat. Și avem nevoie de 3-4 cutii de usturoi, care eu voi tăia fâșii. Cum am spus, le-a dat aici 30 de secunde, ușor, după care voi opri focul, voi da deoparte, nu trebuie să se ardă, trebuie să rămână ușor aurii, ușor călii. După vedere, vezi de mai târziu, în continuare.